Elevii de la școala gimnazială numărul 5 din cartierul Schela de Sus vor avea o sală de sport modernă în care își vor putea desfășura orele de educație fizică. Lucrările au început chiar de astăzi, 9 august, iar termenul de finalizare al acestora este iunie 2023. Văd că ați început în forță, da. Pregătiți terenul pentru construcția propriu-zisă, da? Da. Păi o să facem o sală de sport, acum pregătim terenul. Ne apucăm de săpători. Așa, dăm drumul la treabă. Investiția are o valoare de aproximativ 2 milioane de lei și va fi realizată pe fonduri europene prin programul operațional regional 2014-2020. Această sursă de finanțare reprezintă calea sigură către un oraș modern la standarde europene. Totul ar trebui să fie gata în iunie anul viitor, deci începând cu 2023, din toamna anului 2023, copiii din Schela să aibă o sală de sport modernă, civilizată, unde să-și poată desfășura orele de educație fizică și sport. Constructorul a început bine, sperăm să-l țină lucru pe care l-a început, să lucreze cu spor în această perioadă. Nu este nicio lucrare ușoară, dar nici una prea dificilă. Important este să funcționeze, să țină de graficul pe care ei și l-au asumat în momentul în care au venit la licitație. Clădirea nou construită va beneficia de toate utilitățile: izolare termică, racordare la rețeaua de apă, canalizare, alimentare cu gaz și grupuri sanitare moderne.